Bună ziua, dragilor, și bun găsit la întâlnirea cu Profum Online. Ce vrei pe de treaba? Ștefania, ca de obicei, începem cu tema ta. Te rog. Tema? Prima chestiune. Clasa 5-a. Clasa 5-a. X plus 2 supra 10. Ce? Ești la ce pagină? Să zici și asta. 1, că era de pe 4 și... Ești 1, da? X plus 2 supra 10 să fie supraunitară. Să fie mai mare ca 1. Asta înseamnă supraunitară. Să găsim toți x și, nu așa? Pentru care se întâmplă ca x plus 2 supra 10 mai mare ca 1. Ați putea să-mi dați un exemplu? X ar putea fi 1, 2, 3... Da, 1, 2, 3 și supra 10 mai mare ca 1? Dacă pui pe x cu 1, 1 și cu 2 fac 3 pe 10. E mai mare ca 1? 3 pe 10? Nu. Măi! De unde încep x și ca să fie mai mare decât 1? De la 9. 8 și cu 2, 10 pe 10 îi face echi unitar. Da. La 9, nu? Da. Deci, se vede așa, trebuie să spun că ăsta de sus trebuie să fie mai mare decât ăsta de jos. Da. Deci asta dacă și numai dacă, x plus 2, e mai mare decât 10. Ceea ce ar însemna echivalent cu, scădem un 2, da? 2 și vine x mai mare strict decât 8. X mai mare decât 10 minus 2, adică echivalent cu x mai mare decât 8, strict mai mare ca 8. Asta înseamnă că x încep de la 9, cum spuneam. 9, 10 și mai departe. Da? De la 9 încolo. Următorul. X plus 7. X plus 7. Supra 2 ori X plus 3 să fie supraunitară. Mai mare ca 1. Echivalent. Ăsta de sus mai mare decât ăsta de jos. Asta trebuie să înțelegem, nu? Ăsta de sus mai mare decât ăsta de jos. Adică X plus 7. Echivalent. Ia să vedem ce putem face aici. Să scădem din ambii membrii ce? X-ul poate fi 1. 1 ar fi bine, 1 și cu 7 face 8. 2 și cu 3. Deci cu 3, 5. 5, adică 8 mai mare ca 5. Deci X. 1, dar 0 poate să fie? Nu putea fi și 0, fiindcă 2 ori 0 și egal cu 3. Și va fi egal cu 7 pe 3. 7 mai mare decât 3, nu? Mhm. Deci 2 ori 0, deci și 0 ar putea să fie. Da. Ar mai putea să mai fie ce? 0, 1 a zis? Da. 2, hai să vedem dacă 2 e deștept. 2 de 4 plus 3, 7. Iar în partea stângă, 2 și cu 7 e 9. Da. 9 e mai mare decât 7? Da. Da. Bun, și 2, 3. 3. 3, 2, 6 și cu 3, 9. Iar în stângă ar fi... 10, ar fi bine. Și 3 ar fi bun. Da, da. 4 ar fi 4. 8 plus 3 la 11, 7 și cu 4, 11. Nu e bun. Ar fi egal cu 11, că... 2 ori 4, 4 și cu 7 aici face 11, deci până în 4, 0, 1, 2 și 3. Da. Dar nu putem să răspundem așa, hai să vedem cum facem matematic. Ok. Aici am... X aparține mulțimii, de fapt nu aparține. Nu, nu știm de ce să ajungem acolo. Eu zic că trebuie să o ducem pe asta într-una echivalentă. Ce să facem în ambii membri ca să devină echivalent? Să scădem. Dăm un cât? Peste. Un? Un X. Un X. Un X, un X din ambii membri deocamdată. Deci scădem un X. Și atunci devine echivalent cu 7. Că dacă a scăzut X-ul aici nu mai rămâne, da? Rămâne că 7 mai mare decât cine? 2. 1. Un X. Este 2 de X aici. Dacă a scăzut un X, rămâne un singur X, nu? Da. Decât X plus 3. Echivalent cu?
Ce să mai facem în ambii membri acum? Cât să mai scădem din ambii membri? Deci am scăzut un X, am avut de unde? Că era în stânga un X, în dreapta era... Am putea scădea un 3. Un 3, da. Sigur că da. Scădem un 3, corect. Minus un 3 și devine acum. În partea stângă devine 4 mai mare, strict, decât X. Decât X, da. Și acum... Echivalent, cum ar spune, că X mai mic decât... Citesc invers. Da. X mai mic decât 4. Și ușor de văzut, care sunt X și mai mic de 4? De unde rezultă că X aparține mulțimii cărei... 0, 1, 2 și 3. Atât, fără 4, da? Da. Și atât că am răspuns. Matematică. Da. Nu prin încercări. Prin încercări acolo, dacă aveam foarte multe încercări, nu puteam termina aici. Hai să vedem care a fost ideea. Fracția îi devine supraunitară când ăsta de sus, numărătorul e mai mare decât numitorul. Numărătorul mai mare decât numitorul. Și am zis asta, am tradus-o, numărătorul x plus 7 mai mare decât 2x plus 3, am scăzut un x din ambii membri, și din stânga și din dreapta, a rămas 7 mai mare decât x plus 3, scădem și un 3, și vine 4 mai mare decât x, adică x mai mic ca 4 și totul este perfect. Te rog. 2 întregi și 5 pe 7. Ce să fie? Să le calculăm. Se introduce în întregul în fracție, nu? Simplu. 2 ori 7. 14 și cu 5, 19. 19 supra 7, da? L-am transformat. Am introdus întregul în fracție. Miercuri dau test. Da? Din asta. Dar sunt ușor, nu pot. Bun, vedem. Noi și lucrăm mai mult. Da. 4 întregi și 2 pe 5. 4 întregi și 2 5. Cât face? 22 pe 5. Apoi? 1 întreg și 1 pe 3. 1 întreg și 1 treime. Și egal cu 4 pe 3. Face 4 pe 3. De acord. Apoi? 1 întreg și 3 optimi. Egal cu 11 pe 8. 8 și cu 3, 11 pe 8. Apoi? Exercițiu 3. N aparține numerelor naturale. Nimic aparține numerelor naturale. 3 n plus 3 n plus 2. Așa încât. Da. 3 n plus 3 n plus 2. Da. Supra 2 n. A, 3 n plus 3 n plus 2 supra, ăsta 3 n plus 2. Deci dictez tăcum. Sus era n plus 2. Deci la numărător nu mai e n plus 2? Nu. Uitați-vă că e mai bine. Ia să vedem. Nu 3 n, 3 la n. A, 3 la n. Așa, păi dictez cum e 3 la n. Acolo este o putere, nu? A, 3 la n, nu 3 n. Așa, nu. Deci dictăm cu grijă ca să înțeleagă. Trebuie să citim corect. Sigur. 3 la n. I-au zis bine, mai că nu știa cum să se zică. Era 3 un 3 și un n. Dar nu era 3 imediat înmulțit cu n, ci 3 la n. Deci avem așa. 3 la n. Plus 3 la n plus 2. 3 la puterea n plus 2. Supra 2 la puterea n. Da. Plus 2 la puterea n plus 1 plus 3 ori 2 la puterea... Unde e plusul? În dreptul infracției sau jos aici? Plus... Un plus unde? Jos. La numitor, da? Plus. 3 ori n... 3 ori 2. La n plus 2. La n plus 2. Să fie și unitar. Ia să vedem. Să se determine el sau cum era acolo? Ia, vezi, mai citește ghișițe. Putem să dăm direct un factor comun pe 3. Să fie echiunitar. Să găsească el, nu, da? Da. Deci el egal cu cine? Cine este el? Să-l găsim pe el, așa încât asta să fie echiunitară. Echiunitară. Pe mai întâi
cât o fracție e unitară? Numărătorul și numitorul sunt egale. Adică asta trebuie să cerem. Ăsta de sus fie egal cu ăsta de jos. Deci dacă și numai... scoatem un factor comun pe 3. O să vedem la momentul potrivit. Dar deocamdată să spunem chestia asta. Ea este echiunitară dacă și numai dacă 3 la n plus 3 la n plus 2 este egal cu cine, Ștefania? 2 la n da. Plus 2 la n plus 3 ori 2 la n plus 1. Da, 2 la n plus 1 plus 3 ori 2 la n plus 2. N plus 2. Echivalent cu? Și acum, pe prima, putem descompune ca 3 la n plus 3 la n ori 3 la a doua. Perfect. Fiind vorba de adunare exponenților, provine de la mulțire, da? Deci primul membru s-a scrie așa. Echivalent cu 3 la n plus 3 la n ori 3 la a doua, ai zis bine, egal cu? 2 la n da. Plus 2 la n ori 2 la 3 da. Plus 3 ori 2 la n ori 3 ori 2 la a doua. Numai 3 nu. Numai 2 are obligații. Plus 3, plus mulțit cu 2 la a doua. Echivalent cu? Acum, scoatem factor comun pe 3. Pe 3 la n, da? Scoatem factor comun pe 3 la n și echivalent cu 3 la n. Pe lângă 1 plus 3 la 2. Foarte bine. Egal cu? Scoatem un factor comun pe 2 la n. Bine, 2 la n, pe lângă? 1 plus 2 la n. Bun. Plus 3. Da. Și ori? Ori 2 la 2. Cu 2 la 2. Că 2 la 1 este scos deja, da? Da. Echivalent cu... Acum facem calcul. Da. 3 la 2 și cu 1. 3 la 2 face... 3 la 2, 9. Și cu 1, 10. Deci vine... 3 la n ori 10 este egal cu 2 la n, 2 la n înmulțit, aici să facem și aici calculul. Și este egal cu 3, 6, 10. De ce 10? Fiindcă eu zic, face mai mult. 2 la 1, 2, plus 1, 3, plus 3. Aici a făcut 3 până aici, da. Da. Da, plus 3, 6. Nu e adevărat, că 3 ăsta se mulțește. Da. Ce mai ai făcut? De, eu făceam direct calculul. Păi dacă de ai făcut, dar nu vine 3 4. Și cu 3. Dar de ce am direct 2 4. La 2? Păi ai zis, dar de ce 4? 2 la 2 face 4, dar nu poți să aduci pe 3 cu 3. 3 ăsta se mulțește cu 4 întâi. Și că face 12. Ordinea efectuării operațiilor. Greșeala ta care era? Că adunai pe 3 de aici, cu 3 de aici, puneți cu 10 cu 4 până. Da. E prostie. Atenție, multe, nu mai facem greșeala asta. Că dacă ar fi fost tot în paranteză, mulțeam cu 2 la a doua. Ordinea efectuării operațiilor spune, da. Mai întâi facem mulțirea, nu? Deci 12 și cu 3 cât faci acum? 12 și cu 3? 15. Deci, ori 15. Asta ar fi relația. Ce putem face în ambii membri? Mă mutăm pe 10, nu e adunare, nu ne putem gândi să scădem, să împărțim eventual, că e numai mulțime. Să împărțim la 5. Prin 5, da? Da. Ambii membri împărțim la 5. Și echivalent cu? 3 la n. 3 la n. 2. Ori 2. 3 la n ori 2, da? Este egal cu? 2 la n ori 3. Ori 3. Da? Da? 3 la n ori 2 e egal cu 2 la n ori 3. Și scădeam un 2. Nu putem să scădem la... A, da, împărțim. Întoarcem, să împărțim. Printr-un 2 am putea împărți ambii membri. Ia să vedem câți devine dacă împărțim prin 2. În stânga rămâne numai 3 la n. Da? Da? 3 la n. Când scădem? Când e adunare, uite, aici a fost adunare, a scăzut un X, a scăzut un 3. Da? Atenție multă. Deci ce facem aici? Împărțim totul prin... Da, 3 la n ori 1, nu mai îl scrim ori 1, egal cu
2 la cât aici mă interesează? 1 la n. Dacă împărțim printr-un 2, cum se împar două puteri când au aceeași bază? 2 la n și 2. Se copie baza, se scad. La mulțire se adună. Da, la împărțire se scade exponenții. Deci ne scădem pe 1. Deci 2 la n minus 1 ori 3. Echivalent cu? 3. Ce am mai putea face în ambii membri iarăși? Am tău scade 3. Nu scădem, da, împărțim la 3. Împărțim la 3. Da. Deci împărțim ambii membri prin 3. Împărțim la 3. Și echivalent cu? În stânga cât ar fi? N. În stânga ar fi... Nu-i 3 la n, nu 3, numai n, nu, că e exponent. Din nou suntem în situația asta. Cum se împar două puteri care au aceeași bază? 3 egal cu 3 la n minus 1. Corect. Se scade exponenții ca și la 2. Ștefania, cum am pățit cu 2 la n? Am pățit 2, și ala aici așa facem. 3 la puterea 3 la n minus 1. Da? 3 la n minus 1 egal cu 2 la n minus 1. Și acum suntem în situația să avem egalitatea două puteri. Egalitatea două puteri când au baze diferite. Unul 3 și altul 2. Două puteri, dacă au aceeași bază, obligăm să fie exponenții egale. Unul și cum sunt egali și n cu n. Deci exponentul ăsta e egal cu exponentul ăsta, da? Dar 3 la ceva egal cu 2 la ceva, când se întâmplă? Deci 3 la ceva egal cu 2 la ceva, când se întâmplă egalitatea asta? Uite, dacă e 3 la 2, 3 la 2 face 9. Dar 2 la 2, 4. Deci nu se poate numai repede cât să fie exponentul ca această egalitate să fie adevărată. Cât să fie exponentul? 0. Că 3 la 0 face 1. 2 la 0 face 1. Orice număr la puterea 0 face 1. Dar știm șmecherea asta ea, da? Cât face 5 la 0? 5 la 0 egal cu 1. Dar 7 la 0? 1. Dar 1001. 101 la 0. Tot 1. Orice număr la puterea 0 diferit de 0 face 1. Și acum, ca să fie egalitate, 0 la 0 nu are rost. Da? Mi-ai pus întrebarea. De 0 la 0 nu are sens. Nu se pune problemă. Nu pot da niciun răspuns. Deci 0 la 0, să notați-vă și voi. Luați exemplu. 5 la 0 egal cu 1. Scrieți toate astea, da? 5 la 0 egal cu 1. 7 la 0 egal cu 1. 101 la 0 egal cu 1. Și Darius întreabă. 0 la 0 cu cine este egal? Da? 0 la 0 nu are sens. Asta e lucru care trebuie să-l ținem în minte toată viața. Cum împărțirea la 0 nu are sens, deci împărțirea la 0 nu are sens, nici 0 la 0 nu are sens. Și atunci, cum ca să fie egalitate? Dar nici cauza. 0 la 0 face 0. Da. Dar nu poți să ridici pe 0 la puterea 0. Tu nu poți să împarți pe o pâine la 0, oameni. Ce se împarți? Dacă nu ai la împărțire, nu are rost împărțirea la 0, da? Și cum să împarți o pâine la nimeni? N-ai cum. N-ai cum. Asta, n-ai cum. Așa și 0 la 0 este un sens de acesta, da? Cum e la împărțire și la 0 la 0. Și acum, exponentul de sus trebuie să fie egal, să fie 0, ca să fie egalitate. Deci asta ne duce ca exponentul n minus 1, care e egal cu n minus 1, din partea cealaltă, cum se vede, și egal cu 0. Adică de aici trebuie să cerem ca n minus 1 să fie 0, nu? N minus 1 egal cu 0, adică nu e egal cu 1. Deci la întrebarea ta, Ștefania, cât să fie n încât fracția asta să fie și unitară? Cât să fie n? Răspunsul n egal cu 0, nu? Deci răspunsul este că n trebuie să fie 0.
Dacă înlocuim pe el cu 0 aici, veți vedea că dă o egalitate, o fracție echiunitară. Ia să vedem. Să verificăm. Da? Verificăm. Și anume, 3 la 0. Da, în loc de ne punem 0, da? 3 la 0 plus 2. Plus 3 la 0 și cu 2. Supra 2 la 0. Așa. Plus 2 la 0 plus 1. Ori 3 ori 2 la 0 plus 2. 2? 3 ori 2 la 0 plus 2. Ia să văd cât face. Calculăm. 3 la 0 cât am zis cât face? Mm. Da? 1. 1 plus 3 la 2. 9. Da, 1 plus 9. Totul supra, să vedem jos. Supra 0, 1 plus 2 la 0 e 1 plus 2 la 1 egal cu 2. Da. Plus 3 ori. Plus 3 ori 2 la 2 4. Așa, 3 ori 4 egal cu 3 plus 9 10 pe 3. Deci 1 și 1 o face 10. 10. Supra. Da. 3 ori 4, 12 plus 3 este egal cu 15. 10 spre 15. Uite că nu dă. E o prostie. Ceva s-a întâmplat. 10 supra 5 am făcut o greșeală. E bine că am verificat. 10 supra 15 simplificăm prin cât? Prin 5. Și ne dă 2 supra 3. Deci asta e echiunitară? Nu. Nu. Este subunitar. Oh! Jurăm de la început. Să vedem unde am greșit. Hai să vedem. După... Dacă nu recapturăm așa direct, să vedem unde am greșit. Păi tocmai. Trecem în revistă, din nou, de la un capăt, exercițiu, să vedem unde avem strecurată greșeala. Ce înseamnă echiunitară? Numărătorul să fie egal. Cum a zis mai? 3 la n plus 3 la n plus 2, adică numărătorul, să fie egal cu numitorul. 2 la n plus 2 la n plus 1 plus 3 ori 2 la n plus 2. Ceea ce ar fi echivalent cu 3 la n plus 3 la n ori 3 la 2. Acum am și spus Ștefania. E corect. Și jos este 2 la n plus 2 la n ori 2 la 1 plus 3 ori, la, ori 2 la n ori 2 la a doua. Aici dăm pe 3 la n factor și vine 1 plus 3 la a doua. Iată-i bine. Dincolo dăm pe 2 la n, de la un capul la altul, și aici, și aici, și aici. Să vedem. Și am scos 1, rămas în loc aici, aici a rămas 2, și aici e 3 ori 2 la a doua. Da? Nu este 0. Nu, urmărim până în alta să vedem ce se întâmplă. 3 la n ori 10, e 3 la a doua, e 9 și 1, 10, egal cu 1, 2 la n ori 1 și cu 2, 3, și cu 12, 15. Până aici e bine. Azi că împărțim totul prin 5 și o să avem 3 la n ori 2, că 10 împărțit la 5 face 2, și 2 la n ori 3, că 15 împărțit la 5 face 5, face 15 împărțit la 5 face 3. Bine, până aici. A fost vorba că împărțim totul prin 2 la n, da? Și 2 la n, făcând împărțirea, aici, în dreapta, va fi 2 la n minus 1, nu mai este 2 de aici, vine 3 la n egal cu 2 la n minus 1 ori 3. Am împărțit ambii membri prin 3, așa, și iată, când am împărțit prin 3, vine ce aici? 3 la n minus 1 egal cu 2 la n minus 1 și am zis că nu e egal cu 1. Păi nu e egal cu 1 și am pus noi 0. Păi da, asta făceam eu acum. Păi de ce am fost bălălăi și n-am fost atenți? Uite, da, eu acum am făcut calculul ăsta și mi-a dat exact. Deci când am pus noi, 1 trebuie să punem. Deci reluăm calculul și în loc de n punem 1. Deci pentru noi e egal cu 1, nu pentru noi e egal cu 0. Noi am plecat cu gândul că exponentul e 0. Am zis egal cu 0, cu 1, că eu am scris-o. Păi 1 am zis aici, uite, da, nu e egal cu 1. Și aici cine a venit să verificăm pentru noi e egal cu 0. Nu e egal cu 1, trebuie să verificăm. Și vine 3 la 1, da?
3 la 1 plus 3 la 1 și cu 2, 3. 1 și cu 2 așa bine, da? 1 plus 2 ca să înțeleagă toată lumea. Și să înțelegem și noi să mai punem trăsnă aici. Că 1 am zis că este 1, 1. Și atunci vine 3 la 1, așa lăsăm 3 la 1. Adică cât face 3 la 1? 3, da? Plus 3 la 3 cât face? 3 la 3 este egal cu 27. Deci 3 ori 3 ori 3 face 27. Deci vine plus 27, totul supra, jos. Jos, mergem. 2 la 1, 2, adică, plus... Este egal cu 36. 2 la 2, 2 la 1 și cu 1, 2, da? 2 la 2, plus... Aici, 2 la 1 și cu 2, 1 și cu 2, cât face 1 și cu 2? 3. 3. 2 la 3, 8. E 2 ori 2 ori 2. Nu-i 3 la 2, 2 la 3. 8. 8 ori 3, 24. Deci 24. Și acum să vedem dacă ne dă acea... Ne dă fracție echiunitare, urmări. Egal cu 27 și cu 3. Cât face? 30. Este egal cu 30 pe 30. Și jos vine... Și se simplifică prin 3, vine 10 plus 10 și se simplifică odată prin 5 și vine 2 pe 2. Dar 30 pe 30 este echivalentare, că sunt egale, ce să mai văd? Deci vine cât 30 pe 30 și dacă vrei, prin 30 simplificat, ce face 1? 1 pe 1, 1, da? Este fracție echivalentare, că e egală cu 1. Așa. Ce greșeală am făcut? Hai să vedem. Am zis de la bun început că poate fi 1. Da? Dacă n-ai fost foarte fiert să vii la mine să te cer, să zici, doi, e adevărat, ce căutați că nu e egal cu 0? Că noi am calculat și noi dat nu e egal cu 1. Cum să nu pui nu e egal cu 0? N-aveam nicio treabă cu nu e egal cu 0. Așa. Și acum să vedem un alt exercițiu. Deci când se zice greșeala, rolul vostru este acela de a interveni și spune, nu e adevărat, nu pentru noi e egal cu ziua. Și, domnule, dacă greșiți, rolul nostru este și de a face lucrul acesta, dar și să învățăm. Păi, dar să învățăm și să fim atenți, păi, că atunci când s-o strecura greșeala, imediat să intervenim. Da? Deci, nu lăsăm să strecoare greșeala și... Pe urmă să o căutăm. Că ce am făcut noi acum, am pierdut niște timp, nu? Deci trebuia numai pentru noi, egal cu unul, să nu discutăm. Și am avut și... Am pierdut timpul cu... Nu e egal cu 0, să vedem cum nu e egal cu 1. Te rog, Ștefania. X aparține numerelor naturale. 2, 2 pe 3. Este egal cu x pe 9. Cât te zici? Deci, cine este acel x? Cine ar fi? X natural. Așa încât 2 pe 3 este egal cu x supra 9. Ce idee aveți aici? X-ul ar putea fi 4. De ce dai când la 4? De ce sau nu te-ai? Retați foarte repede. M-am gândit așa, să înmulțim fiecare cu el însuși. 2 ori 2, 4. Și 3 ori 3, 9. Dar aici e vorba de egalitatea două fracții. De. Ca să egalăm două fracții, să avem, am vrea să avem ori același numărător, ori același numitor. Fiindcă necunoscuta e la numărător, am vrea la numitor să fie același lucru. Adică am putea amplifica. Pe prima fracție, cu cât o amplificăm? Cu 3. Da? Este echivalent. Echivalent. 3 ori 2, 6. Supra 9. Egal cu x supra 9. Și de aici, cât este x? X egal cu 6. X egal cu 6. Sigur că da. Terminat. Deci, asta este ideea. Deci urmărim să
comparăm două fracții. Așa am zis și eu la, de la bun început. Așa ai zis de la bun început, da, da. Care început? Ia să vedem. 5 supra x plus 1. 5 supra x plus 1. Să fie egal cu 2 pe 9. 2 supra 9. Am putea amplifica la numărători. La numărători să avem același lucru. Da. Nu prea vedem cum. Da. Am putea prin 10. Așa ajunge la 10. Da. Ca să ajungem la 10, pe prima, cu cât s-o amplificat? Amplificăm cu 12, 3, 12, 2. Asta cu 2 și cu asta 5. Cu 5. Și este egal. Echivalent. Echivalent, da. Așa zicem, echivalent. 10 pe x. 10 supra? 10 supra? X. 10 2. Supra? 2 pe lângă x plus 1. Că mulțim cu 2 și sus și jos, da? 2 pe lângă x plus 1. Și este egal cu 10 pe supra 45. 10 pe 45. Și acum ce felicitești? Că ai avut același numărător și acum da, de aici numitorii vor fi egal. Adică cine va fi egal? 2 pe lângă x plus 1 este egal cu 45. Echivalent cu? Plus 1. 45 plus 1. De ce 45 plus 1? Pentru că este plus 1. Că e plus 1. Da, dar este, trebuie mulțit. Sigur că da, trebuie mulțit cu 2 tot. Da, și după aceea vedem cum facem. Deci distributivitatea o aplicăm. Adică cu 2 se mulțește și x-ul și 1. Da. Deci cât va veni echivalent cu? 2. 90. 2x plus, da. 2. 2 ori 1, 2. Da. Da. Egal cu 45. De ce se zice 90? Dar nu se mulțește cu 2 și egalitatea asta. Nu mai este egal. A fost vorba. Că avea 2 ei. Da? Și acum ce facem? 2 ori x egal cu 45. 2 ori x egal cu 45. Minus 2. Minus 2, sigur că da. 45. 2 ori x egal cu 43. Deci de rezultă 2 ori x egal cu 43. Acum x va fi egal cu 43 la 2. Sau 43 supra 2. Da. Da? Și 43 supra 2 mai este el număr natural? Nu. Nu? Nu, că nu. Deci trebuia să fie, să se împarte exact, nu? Și atunci nu găsim niciun x care se întâmple așa ceva. Cu așa relații. Înseamnă că x e mulțimea vide, da? Da. Deci rezultă că x aparține mulțimii vide. N-am găsit număr natural. Din păcate. Deci ăsta nu aparține lui el, da? Nu-i număr natural. Mai vedem încă o dată ieșițul. Sunt greșit. Am mai pățit-o mai. Numărul 3. Deci, cum gândim aici? 5 supra x plus 1 era vorba să fie egal cu 2 pe 9. Și am visat la varianta când necunoscuta fiind jos, vreau numărătorii să fie egali. Și am zis, oare cât, la cât să putem ajunge, dacă într-o parte e 5 și alta e 2, la 10. Și de aceea am mulțit-o pe asta cu 2, pe asta cu 5, pe a doua cu 5, și a fost 10 pe supra 2 pe lângă x plus 1, egal cu 10, supra 5 ori 9, 45. Până aici e foarte bine. Numărătorii sunt egali, deci numitorii trebuie să fie egali. 2 pe lângă x plus 1 se fie egal cu 45. Adică 2x plus 2 egal cu 45. Adică 2x egal cu 45 minus 2. 2x egal cu 43. De unde x egal cu 43 pe 2? Care nu este număr natural. Ne pare foarte rău. Asta e. Dar îl puteam salva. Nu îl putem salva. L-am fi putut salva dacă era altcumva. Dacă am putea, dacă facem niște modificări, bănuiesc că îl salvăm. Însă nu ne interesează. Da. Așa, dăm răspunsul că nu are soluții. Mergem mai departe. 3 ori x plus 2 supra 5. 3 ori x plus 2 totul supra 5 să fie egal. Să fie egal cu x plus 3 supra 2. X plus 3 totul pe 2. Tot la fel, amplificăm pe prima cu 2 și pe a, 3, și pe a doua cu 3. A 5-a. Cu 5, da? Da. Echivalent cu Ștefania, te rog să vorbești.
6. Dacă zici deodată, să fii atentă. 6x plus 2. Nu? 2x. Nu. 6x plus 2 ori 2, 4. Deci trebuie mulțit cu 2. Tot ce este aici. De aia te spuneam să fii atent. Eu am zis să zici mai degrabă 2 pe lângă. Hai să scriem așa ca să înțeleagă toți prieteni. 2 pe lângă. 3 ori x plus 2. Totul supra. Totul supra. 10. 10. Egal cu? Da. 5 pe lângă. 5 pe lângă, așa Ștefane, ca să îngrijim. 3. X plus 3, totul supra, 10, da? Echivalent cu? Trei numitori egali, numărătorii trebuie să fie egali. Deci de aici rezultă că 2 pe lângă 3 ori x plus 2 trebuie egal cu 5 pe lângă x plus 3. Echivalent cu? Nu. Deci facem parantezele. Aplicăm distributivitatea. Adică 6X. Pe 2 mulțim cu amândoi, da? 6X. Deci 6X plus, plus cât? 6 plus 4. 6X plus 4, da? Este egal, Ștefania, cu? Este egal cu 5 ori X. Da? Plus? Plus 15. 15. Scădem din ambii membrii un cât? Un 4. Un 4, pe cel mai mic, da? Da. Scădem, că e adunarea acolo, da? Deci aici spunem că scădem pe 4. Și este echivalent, Ștefania, cu? 2 ori. Nu! Și este 6x, nu se termin liber gândit. Deci nu putem scădea pe, de 6 pe 4, că l-am înmulțit. Da? 6x egal cu 5x plus 11. Plus 11, așa este. Plus 11 este corect. Deci 6x egal cu 5x plus 11. Și din ambii membri acum ce putem scădea? Un 5. Un? 5x. 5x, sigur. Nu se poate 5-ul singur, că el e legat de x. Deci scădem un 5x. Și devine echivalent cu? Echivalent cu? Un singur x egal cu? Cu 11. Egal cu 11, sigur că 11, clar cu 11. Da. Că 5x dacă l-am scăzut, nu mai este nimic, o rămas 0 aici, în partea dreaptă. Deci x egal cu 11, asta este rezultatul. Alte chestiuni? Atât. Atunci, hai să continuăm noi cu exercițiul de ăsta, că îmi plac foarte tare. Ia să vedem cum facem așa. Vrei să vă dau culegerea? Dacă ai... Da. Eu ți-am să compun eu. Ați zis că în data trecută să aducem noi o culegere. Hai să aducem noi o culegere. La pagina 100 și ceva sunt o grămadă de exerciții cu fracții. Am văzut. Hai să zicem așa. Un întreg și 8 pe 9 împărțit la 17 pe 9 plus 2 înmulțit cu, deschidem o paranteză, 3 întregi și o doime minus o treime. 3 întregi și o doime minus o treime, ori 7 întregi și o doime. Și din paranteză egal cu? Ușor, egal. Cine mă ajută? Cine conduce calcul? Cât? 17 supra. Da, 17 supra 9. 17 pe 9 plus 2. Deci cât este 17? 9. Împărțit la? 17 pe 9. Da. Plus 2. 2 pe lângă. 7 pe 2. Da. De ce zice? O zis 3 ori 2, 6 cum, da? 7 pe... 1 pe 3.
Minus 1 pe 3. 7 ori 2, 14, 15 pe 2. 15 supra 2. Și este egal. Că să ducem la același numitor și numitor cu un 6. Ei, de mine ce-o spus, la împărțire, mă? Nu la împărțire, mă refeream la paranteză. La paranteză, da. Dar hai să faci și împărțirea asta. Da. Cât faci 17 pe 9, împărțirea 17 pe 9? Egal. 1. Da, că mulțim, 2 împărțit la 2, 1. 3 împărțit la 3, 1. 1 pe 1, adică 1, noi să zicem. Plus 2 înmulțit cu, deschidem paranteza. Și acum... Nu. Că tăi trebuie să facem înmulțirea. Înmulțirea, 1 ori 5. Păi da, facem înmulțirea. Dar nu știm ordinea efectuării operațiilor? Ba da. Atenție multe. Și înainte de a face înmulțirea, ce facem? Simplificările pe diagonală sau sus-jos. 3 și cu 15 prin 3. Sus, aici e 1 și sus 5. 1 și cu 2, 1. Deci zicem 2, mulțim cu 7 pe 2 să scriem. 7 pe 2 minus. Și mulțim acum 1 ori 5, 5. 5 pe 2 supra 2. Și egal mai departe cu 1 plus 2 ori. 1 plus 2 ori. Numitorul comun de data asta este 4. Ei, de ce să fie 4? E 2. E același numitor. Ai numitor. Așa. Și este egal cu 2 pe 2. 7 minus 5 face 2 pe 2. Și egal cu 2 pe 2 face 1, nu? Și vine 1 plus 2 ori 1, 2. Și egal cu 3. Ia să mă uităm la un cap la altul. Spuneți voi unde v-a plăcut. Ce a fost interesant? Atenție! Ordinea efectuării paranteze, ordinea efectuării operațiilor, a fost capcană aici, nu? M-a spăcălit. Să știm să facem împărțirea. Cum să facem împărțirea a două fracții? Mulțim prima cu a doua inversată. La mulțire, să știm să facem simplificări. Înainte face mulțire, că putem să facem 1 ori 15, 15 supra 6. Și 15 pe 6 este reductibilă. Când o simplificăm, am decis să nu facem lucrurile într-o ordine corectă. Mergem mai departe, să vedem în alte ghișițiuni. Iată, următorul să fie acum. 13 pe 5. 13 supra 5, minus 2 întregi. Și 1 pe 3. Ori 6 pe 7. Totul într-o paranteză. Înmulțit cu un întreg și 3 șeptimi plus 1 pe 7 egal cu. Bun. Ia să vedem. Ștefania mă ajută acum cum îmi conduce în calculul ăsta. Egal Ștefania cu 13 pe 5. Așa vă spune. 13 pe 5. Minus. Da. 2 ori 3, 6 și 1, 7. 7 pe 3. Bine. Ori 6 pe 7. Da. Închidem paranteza. Da. Ori? Ori 1 ori 7, 7 și cu 3, 11. 7 și cu 3, 10. 10. 10 pe 7. Plus 1 pe 7. Și legăm mai departe cu... 13 pe 5. 13 pe 5 minus 7 ori 6. Dar înainte de asta ne gândim la simplificare. 7 cu 7. Sigur că da. Și 6 cu 3. 6 cu 3. Și rămâne un 2 sus. 2, nu? Da. Și 2 pe 1. Da. Minus 2 supra 1. În paranteză, totul de înmulțit cu 10 pe 7, nu? Da. 10 pe 7. Nu poți să spui că faci adunarea asta, că da. Este, da? Atenție, plus 1 pe 7. Și egal mai departe cu
ce facem acolo? În paranteză? Deci facem paranteza întâi. Da. N-au același umitor. Deci nu au același umitor, nu? Da, și dacă nu au același numitor, trebuie să le aducem la același numitor, să facem același numitor. 1 e 5 și altul e 1. Pe asta trebuie să o mulțim cu 5. Ca să facă 10 pe 5. 5, da, 10 pe 5, că mulțim și sus și jos. Deci va fi egal cu cine, Ștefania, te rog. 13 supra 5 minus 10 pe 5. Deci egal cu 13 supra 5. 5. 10 pe 5 ori 10 supra 7. Ori 10 pe 7. 10 pe 7 plus 1 pe 7 plus 1 pe 7 egal cu acum avem același numitor. Da. Și o să fie 3 pe 5. Face 3 pe 5 acolo în final, corect, pe 13 minus 10, da. Înțeleagă toți prietenii noștri și face 3 pe 5, ai zis bine. Ori 10 supra 7. Da, plus 1 pe 7. Și egal mai departe. Și acum... Ce putem face, te rog? Cu 10 se simplifică, corect. 5 cu 10. Și 7 cu 3, 9. Nu, nu. Mai 5 cu 10. Da. Rămâne un 2 sus și 1 jos, jos. Da? Adică 3 ori 2, 7. Da. Supra 7. Deci egal cu 6 supra 7. Plus 1 pe 7. Deci 6 pe 7. Plus 1 pe 7. Și cât face? Adică? Egal cu 1. 7 supra 7, egal. Da? Și face 1. Așa, să vedem. 44 și 9. Nu, de când am început iar. Ea cronometrează.